Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bun găsit la Telejurnal. S-a încheiat vacanța și de mâine sună din nou clopoțelul. Ce schimbări aduce noul an școlar? Vă spun imediat acum titlurile ediției. Un incendiu puternic a distrus în această dimineață o anexă a unei mănăstiri din județul Argeș. Flăcările au mistuit clădirea de peste 600 de metri pătrați. Cea de-a 23-a sărbătoare a smochinului a adus și în acest an la Svinița motive de bucurie. Participanții au putut admira și degusta preparatele realizate de localnici. Universitatea Craiova a reușit un transfer de senzație cu doar două zile înainte de finalul perioadei de mercato în România. Cu 7 titluri de campion în Liga 1, Arlauskis a sosit la Craiova cu aceleași gânduri de performanță. Mâine începe un nou an școlar. În județul Dolj sunt așteptați în bănci peste 90.000 de preșcolari și elevi. A fost modificată structura anului școlar. Cele două semestre vor fi înlocuite cu 5 module, iar elevii vor mai avea o singură medie încheiată la sfârșitul anului școlar. În plus, în urma unei decizii ISJ Dolj, copiii vor mai avea o săptămână de vacanță în perioada 18-26 februarie 2023. În Dolj, 92.342 de elevi și preșcolari vor începe anul școlar 2022-2023. Dintre aceștia, 15.100 sunt preșcolari. 9 școli din Craiova și județ vor avea catalog electronic. De asemenea, elevii vor avea o singură medie încheiată la sfârșitul anului școlar, iar cele două semestre vor fi înlocuite cu 5 module. Potrivit conducerei ISJ Dolj, sunt și câteva școli care vor reloca elevii în alte spații pentru că nu s-au terminat lucrările de renovare și modernizare. În Craiova, toate școlile au beneficiat de lucrări de modernizare și au autorizație de funcționare și securitate la incendiu. De asemenea, și anul acesta, în urma unui program inițiat de Primăria Craiova, elevii beneficiază de transport gratuit la școli și licee cu autobuze dedicate puse la dispoziție de RAT Craiova cu sprijinul poliției locale. În județul Dolj, în anul școlar 2022-2023, programul pilot de acordare a unui suport alimentar, masă caldă, se va derula în următoarele unități de învățământ preuniversitar. Liceul teoretic Adrian Păunescu din Bârca, Liceul Tehnologic Constantin Nicolaescu Plopșor din Plenița, Școala Gimnazială Sadova, Școala Gimnazială Rojiște, Școala Gimnazială Marin Sorescu Bulsești și Școala Gimnazială Galiciuica. A plecat în urmă cu mulți ani din localitatea natală, însă nu și-a uitat originile și nici pe oamenii locului. Vorbim despre un român stabilit în urmă cu mai bine de două decenii în străinătate, care s-a gândit ca în acest an să ajute la renovarea școlii unde a învățat. El a plătit o echipă de muncitori să schimbe întreaga instalație electrică a clădirii. Ajutorul bărbatului nu se va opri aici, pentru că se gândește ca și în următorii ani să mai investească bani în unitatea de învățământ. Marian Vasilescu este stabilit de 22 de ani în Belgia. A învățat 7 ani la școala gimnazială din localitatea doljană Rast. Anul acesta s-a întors pe meleagurile natale și a vizitat, printre altele, și școala unde a învățat. A realizat că instalația electrică nu a fost schimbată niciodată de când a fost ridicată clădirea, în urmă cu mai bine de 50 de ani. Mergând pe premiza că educația are nevoie de noi, m-am hotărât să donez lucrarea respectivă, toate materialele necesare și mâna de lucru. În speranța că acolo copiii vor putea să-și desfășoare activitatea într-un mediu propice pentru a putea studia și a avea condiții optime. Am găsit o echipă la Craiova, o echipă extraordinară de la o societate care se ocupă de electricitate. Am cumpărat toate materialele necesare pentru schimbarea instalației electrice. Dascălii școlii spun că ajutorul bărbatului este lăudabil, mai ales că era nevoie să fie schimbată instalația electrică în școală. Este un gest nobil, da? Un gest foarte frumos din partea dumnealui pentru comunitatea noastră, benefic atât pentru noi ca și cadre didactic, cât și pentru elevi care beneficiază de toate utilitățile în această școală. Rețeaua electrică era supraîncărcată. În momentul în care vroiam să ne conectăm cu o altă sursă electrică, aceasta declanșa și exista riscul unui incendiu. Sunt oameni extraordinari care prin gesturile lor bucură în special sufletul oamenilor.
Gestul pe care l-a făcut Marian Vasilescu, bebei spunem noi, plecat în Belgia, este un gest extraordinar. Copiii fără doar și poate sunt cea mai mare bucurie a familiei și a societății. Ei sunt viitorul nostru și eu spun de fiecare dată ca tinerele familii să investească, pentru că cea mai bună investiție pe care o facem sunt fără doar și poate copiii. Și elevii și părinții sunt mulțumiți că școala va începe în astfel de condiții. Suntem bucuroși că școala a avut parte de renovări, pentru că era nevoie și noi am contribuit, pe de o parte sau de alta, la aceste renovări și ne bucurăm. Ați ajutat? Ați făcut curat? Ce ați făcut? Da, am ajutat. Am împachetat cărți ca să poată fi aduse manuale noi și am dat câte o mână de ajutor la profesori. Sunt bucuroasă că în sfârșit s-au făcut mai multe renovări la școală și că începe școala. Să-mi văd colegii din nou. E un gest destul de onorabil pentru dânsul, zic eu, și pentru școală, pentru copii, că aveau nevoie, era nevoie de așa ceva. Școala din localitatea doljeană Rasta a fost construită în anul 1968. Clădirea a mai fost renovată în perioada 2006-2007, după inundațiile catastrofale care au afectat localitatea. Însă niciodată nu a fost schimbată și instalația electrică. Școala are 8 săli de curs, laboratoare și o bibliotecă, iar în clădire învață 400 de elevi. Un incendiu puternic a distrus în această dimineață o anexă a unei mănăstiri din județul Argeș. Flăcările au fost atât de violente încât din clădirea de peste 600 de metri pătrați nu a mai rămas nimic. Incendiul a izbucnit la o anexă a mănăstirii Râncăciov din comuna Călinești din Argeș. La fața locului au intervenit 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În jurul orei 5, pompierii argeșeni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în localitatea Călinești, satul Râncăciov, la o anexă a unei mănăstiri. La fața locului au fost alocate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat și concomitent cu liniile de stingere ale autospecialelor s-a acționat și cu 2 motopompe alimentate din surse naturale. Flăcările au ars aproximativ 600 de metri pătrați din clădirea unde era depozitată o cantitate mare de materiale combustibile, lemne de foc, peleți și cărbune. În afară de faptul că a fost folosită apa din autospeciale cu care pompierii au ajuns acolo, s-au folosit și 2 motopompe alimentate din 2 lacuri. Incendiul nu s-a extins la vecinătăți și nu au fost victime. Personalul mănăstirii dormea în momentul în care au izbucnit flăcările. O femeie care locuiește în apropiere a dat alarma. Erau flăcări mari când v-ați dus? Au stat mult pompieri aici. Păi da, cu aproape acolo, 11 la 10 a plecat. Erau flăcări mari? Flăcări mari. Dar ce era acolo? Lemn sau ce? Lemn. Ce n-ați luat? Era o suprafață mare care ardea, nu? Da, păi uitați acolo. Cauza izbucnirii incendiului a fost de natură electrică la sistemul de electricitate al construcției. Un tânăr riscă să stea ani mulți după gratii în urma unei agresiuni într-o sală de jocuri din Pitești. El a agresat-o pe angajata sălii de jocuri și a furat 2000 de lei. A fost prins, chiar acum este în arest. Tânărul are 21 de ani și este din comuna Cocu din Argeș. Cu o cagulă pe cap și un cuțit în mână, a intrat puțin după miezul nopții într-o sală de jocuri din centrul municipiului Pitești. A pândit momentul când angajata era singură și a intrat peste ea. A trântit-o la pământ și a amenințat-o cu cuțitul, apoi i-a desprins borseta de la brâu în care se aflau încasările din seara respectivă, în jur de 2000 de lei. A urmat o activitate de identificare și de audiere a unor persoane. Cercul de suspecți s-a strâns, iar angajații secției de poliție rurală Poiana Lacului au ajuns la Cocu acasă la tâlhar. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță și prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești, care a validat măsura de arest preventiv pentru 30 de zile. O nouă etapă de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Craiova se va desfășura în perioada 6-9 septembrie. Intervenția celor de la salubritate se va face prin pulverizare aeriană dimineața, în intervalul orar 6-11. Suprafața totală pe care va avea loc dezinsecție este de aproape 800 de hectare.
Vor fi vizate lacurile de pe teritoriul municipiului Craiova, lacul din Parcul Nicolae Romanescu, lacul Tanchiștilor, lacul Valea Fetii, lacul Făcăi, lacul din Grădina Botanică, lac Valea Șarpelui și cel de la Hanul Doctorului, parcurile, grădinile publice și zonele verzi din cartierele orașului. Se va folosi pentru dezinsecție o substanță din grupa a treia de toxicitate avizată de către Ministerul Sănătății. Conform fișelor de securitate ale produselor, soluțiile de lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu și nu prezintă niciun pericol pentru oameni, animale, pești sau păsări. Apicultorii sunt atenționați însă că trebuie să ia măsurile necesare pentru protejarea albinelor. A venit și vremea sărbătoririi smochinului la Zvinița în Mehedinți. Aici, una dintre cele mai frumoase comunități de etnici sârbi din țară celebrează în fiecare toamnă pomul care i-a adus multă rodnicie. Devenită deja o sărbătoare tradițională, care a ajuns la cea de-a 23-a ediție, manifestarea găzduiește și un târg, unde localnicii vând preparate din smochine delicioase. Dulceață, gem, răchie, pălincă, lichioruri și multe alte bunătăți, așezate pe tarabele frumos ornate, le fac cu ochiul turiștilor. O doamnă degustătoare, uite, așa îmi place. Se spune că acum mai e nou. Degustătorii la dulceață sunt bărbații. Degustătorii la alcool sunt doamnele. Foarte bună. Foarte bucuros de oaspeți, acest domn a adus la vânzare țuica aurie plăcută la privit și la gust. Dar să aflăm și rețeta după care se prepară. Se culege fructul mână cu mână, fiecare fruct de ăsta, smochinul nu se scutură cum se scutură prunul. Culegem, punem în găleată și culegem doar smochinii copți, smochinii semicopți, îi punem într-o altă găleată cu cei semicopți, facem doar dulceață de smochine, cu ăștia copți foarte copți, ăștia facem țuica, că dacă facem țuica din smochinii semicopți, pardon, este țuica măruie. Alături de comercianții și degustătorii de răchie, găsim și dulceața de smochine, preparată de o gospodină care ne vorbește despre rețeta, după care se prepară și ne spune ce înseamnă smochinul pentru comunitate. La 2 kg de smochin, 1 kg de zahăr pun și jumătate de litru de apă. Pun apă la fiert, când îmi fierbe apă pun zahărul, îl amestec până se topește și la primul clocot pun smochinele, da? Smochinele le spăl întâi. Spălate, le tai codițe, tot și pe urmă le pun la fiert. Când devine siropul, ca un fel de miere, e gata. Vizitatorii sunt veniți din toată țara, printre ei și un cuplu din Galați venit la schimb de experiență. Am venit pentru prima dată, deși se ține de 23 de ani, spre rușinea mea, trebuia să vin mai des, dar orice are un început, da? Și în schimb de experiență, apropo, cum se cultivă în zona asta, cum îi cultiv eu. Dulceața este specifică zonei, este foarte bună, foarte aromată și celelalte nu prea le-am degustat, să zic așa, dar cu siguranță sunt toate bune. Anul acesta, festivalul a avut oaspeți și din Republica Moldova, dintr-o localitate înfrățită cu Zvinița. Primarul comunei spune că smochinul și festivalul lui au adus numai beneficii comunității. Este pentru a doua oară când participăm la activitățile organizate în cadrul Festivalului Smochinilor la invitația domnului primar, de asta dată la ediția 23-a. Uite că din acest minunat fruct biblic a izvorât o sărbătoare și în fiecare an e un bun prilej de întâlnire, de promovare a produselor locale, de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor. În ultimii ani, chiar aspectul comercial al produselor arată din ce în ce mai bine. Smochinii pe aceste meleaguri se cultivă de peste 500 de ani. S-au aclimatizat din toată zona Clisurii Dunării, aici la Sfinița și la fosta insula Adacale. Festivalul a găzduit și un concurs cu cea mai bună dulceață și țuică de smochine, care au fost premiate, iar seara s-a încheiat cu recitaluri de muzică tradițională și dansuri populare ale comunităților sârbești. Cele mai noi colecții ale unor designeri români și internaționali consacrați sau debutanți au fost prezentate la Craiova. Nu au lipsit nici colecțiile speciale, cum ar fi cele ale uniformelor medicale sau ale hainelor militare. Încă din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, festivalul se desfășoară în aer liber, pentru a putea fi respectate normele impuse de criza sanitară. Noutăți în ceea ce privește revenirea designerilor celebri pe podiumul de la Craiova, Sonia Trifan revine, cred că după vreo 5 ani, Andreea Dogaru, care a debutat
la Craiova, revine pe scena de la Craiova. Un alt designer în premieră la Craiova este Genuine Concept din Constanța, adică zic că sunt foarte multe premiere. Organizatorii au păstrat tradiția, așa că și anul acesta au adus un designer internațional care să-și prezinte creațiile la Craiova. Este vorba despre Georgia Cioni din Grecia, care se află pentru prima dată în România. I'm very happy. Sunt foarte fericită să mă aflu aici. Este un festival de modă fantastic. V-am adus o colecție inspirată din dramatismul unei piese de teatru. Îmi place să combin arta și moda. Este o colecție în care predomină negrul, are o componentă artistică, dar și elemente de muzică, cum ar fi rock sau punk. Au fost prezenți și designer craioveni, dar și colecțiile speciale, cum ar fi cele ale uniformelor medicale sau ale hainelor militare. Am venit cu un show complet black, negru, all black, dacă vrei să spunem în engleză, și aduc un plus de spaimă combinat cu extravaganță și în același timp cu fermitate. Am venit cu o colecție gotică, pentru că stilul gotic se opune oricăror reguli în modă și în absolut orice. Venim cu o colecție formată din rochii de ocazie, din dantelă, paiete, catifea brodată cu dantele, materiale foarte prețioase, modele extravagante, cum deja știți că obișnuiesc să fac. Nici de data aceasta nu a lipsit concursul de frumusețe, care a dus pe podium 12 concurente din toată țara. Începe stagiunea la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Ce spectacole sunt pregătite publicului, dar și ce alte surprize îi așteaptă pe iubitorii teatrului, aflăm la interviul zilei de la Dan Tudor, managerul Instituției de Cultură din Pitești. Există o dorință a publicului și un entuziasm de a veni să le ia de spectacol. În număr cât mai mare, spun chiar din proprie experiență recentă la Teatrul Național din București, am un spectacol de mare succes, Titanic Vals, chiar de cel mai mare succes din ultima vreme, dar și un entuziasm al creatorilor, o furibundă nevoie de a crea, de a se exprima, după perioada în care a existat această izolare și imposibilitatea de a-ți face meseria. Și dacă ne referim strict la Teatrul Davila, începem stagiunea cu premiera Prostie omenească, spectacol regizat de directorul Teatrului Național din Craiova, Alexandru Băureanu. Continuăm după aceea cu un spectacol care se amintească de revista adevărată, de criteriile de succes și de popularitate de care a beneficiat din totdeauna revista. Un spectacol regizat de Cezar Ghioca, spune unicul regizor care a moștenit și a iubit și a continuat genul la modul cel mai frumos, cu artiști de notorietate, Anca Țurcașiu va fi capul de afiș, Andrei Duban, invitat și el special în spectacolul acesta, bineînțeles corpul de balet, artiștii, interpreții teatrului Davila, Paula Chirilă, și a vedetă, dar și angajată a teatrului nostru, după care Daniel Bucur, regizor român care locuiește în Canada, vine tot cu un spectacol care se înscrie în programa școlară, dar și în programul meu managerial, cu adaptare după texte cunoscute și incluse în programă, Vizita, de exemplu, domnul Goie, și binecunoscută scenă cu profesori și cu elevi. În același timp încercăm să facem și un pas către spectacolele de colaborare cu autori din străinătate. Regizorul nostru și șeful de secție, noul șef de secție al teatrului, Bogdan Ceabă, va regiza un spectacol al cărui autor, Brian Friel, este unul dintre cei mai jucați autori din lume în momentul ăsta, un spectacol care se va desfășura în sala mică, în sala Liviu Ciuleși, pentru că am spus Liviu Ciulei, trebuie să știți, dumneavoastră, iată, în prima audiție, în prima vizionare, cum să-i spunem, că Festivalul Internațional de Teatru de la Pitești se va numi, începând de anul ăsta, Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei,
a cărei primă ediție vom deschide în luna noiembrie. Fiecare sfârșit de săptămână va fi dedicat unui teatru, vor fi 4 teatre invitate cu câte 2 spectacole, iar în ultima săptămână fiul marelui creator, Liviu Ciulei, Thomas Ciulei, va fi prezent aici vorbind despre creația tatălui lui într-o seară care se va numi Cu Ciulei, despre Ciulei. După această întâlnire va avea loc și o vizionare unui film regizat de Thomas. Thomas fiind un regizor consacrat de film și cu numeroase premii pe documentar, dar și pe film artistic. Am reținut între aceste manifestări cea a directorului, a managerului de la Teatrul din Craiova, care se cheamă Prostia omenească. Despre ea ce ne puteți spune? Pot să spun că este unul dintre proiectele preluate. Mi s-a părut că anteriorii manageri au propus lucruri interesante și din ce au propus dumnealor și din ce am putut prelua, am preluat cu plăcere, dacă acestea s-au înscris și într-un mod de a vedea lucrurile personal și care să se înscrie și în proiectul prezentat, proiectul în urma căruia sunt managerul acestui teatru. Iar piesa lui Alexandru Băureanu, domnul director al Teatrului Național din Craiova, este una care asigură din start un număr mare de spectatori, fiind o piesă, o dramatizare după creangă, cu un efect extraordinar asupra publicului tânăr, a copiilor. Există deja cerere, așa că să fiți sigur că lucrurile stau așa. Există o cerere foarte mare chiar în momentul ăsta. Nici n-am apucat să spun care e distribuția, cine va juca și numai spunând că piesa este regizată de Alexandru Băureanu și că este Prostie omenească. Oamenii s-au arătat foarte interesați de în a viziona spectacolul. Universitatea Craiova a reușit un transfer de senzație cu doar 2 zile înainte de finalul perioadei de mercato în România. Arlauskis, de 34 de ani, portar cu 7 titluri de campion în Liga 1, a semnat cu gruparea din Bănie. La Craiova, Arlauskis va lucra din nou cu Marian Copilu, președintele executiv al clubului. Cei doi au avut o relație excelentă la CFR Cluj. După plecarea lui Copilu, și fotbalistul a părăsit echipa din Ardeal. Portarul are 7 titluri de campion în palmares și a sosit la Craiova cu aceleași gânduri de performanță. Am ales Craiova pentru vreau, cum să zic, să rescriu istoria, adică să câștig campionatul cu 4 echipe de patru echipe diferite. Asta este dorința mea, să vedem dacă se poate să câștigăm, dar am ales echipa că văd că sunt șanse mari să câștigăm campionatul. Un club mare, cu suporteri, cu tradiție, așa că n-a fost greu să aleg Craiova. Cum au decurs negocierile cu clubul nostru? Foarte ușor. La prima vedere, cum ți se par condițiile de pregătire de aici, din baza Ilie Balaci? Mi se pare pentru nivelul de România foarte bune. Condițiile, 2 terenuri, bază, ai tot ce trebuie pentru să joci fotbal. Nu mai trebuie să fii concentrat pentru fotbal, pentru că condițiile sunt, nu mai putem să plângem. Așa că ai tot ce trebuie ca să faci performanță. Care sunt obiectivele tale, atât pe plan personal, cât și la nivel colectiv cu echipa? Deci am spus singur ce vine mie în cap, singura dorință și ce eu vreau să fac cu, adică anul ăsta, să câștig campionatul. O să fac tot ce depinde de mine, ca să ajut echipa și, cum întotdeauna am avut încredere în mine, cred că o să reușim împreună să ajungem acolo sus. De-a lungul carierei, Arlauskis s-a mai jucat la SIA Uliei, Mastis, Unirea Urdiceni, Rubin Kazan, FCSB, Watford, Espanyol, CFR Cluj și Al-Shabab. Lituanianul va lupta pentru postul de titular cu David Lazar, goalkeeper în vârstă de 31 de ani.
Să aflăm acum și ce ne rezervă vremea pentru începutul de săptămână. Urmează rubrica Meteo. Astăzi vremea s-a menținut răcoroasă. La ora 16 erau 17 grade la Polovragi și 22 de grade la Bechet. La noapte cerul va prezenta norări temporare și izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va fi apropiată de normalul termic al datei calendaristice în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va prezenta norări temporare, mai ales după amiaza, când pe arii restrânse, îndeosebi în jumătatea nordică a regiunii, va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 26 de grade. Telejurnalul a ajuns la final, însă dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. O seară și o săptămână nouă, așa cum vă doriți. La revedere!